În 34 de ani scurși de la Revoluție s-au proiectat multe așteptări, s-au creionat o mulțime de planuri, s-au antrenat dorințe, energii, s-au conturat iluzii uriașe și de la înălțimea elanului post-revoluționar s-au prăbușit toate. Rând pe rând, încrederea noastră, determinarea noastră, unitatea noastră, până în punctul acesta în care democrația participativă a ajuns la cote de avarie, în care neîncrederea în direcția țării și în instituțiile ei, fundamentale până la urmă, e la un maxim istoric și în care ideea de mai bine pentru mulți, pentru generații întregi chiar, poate fi identificată cu plecarea, cu abandonarea țării. Ce mai reprezintă România astăzi, ce ne mai unește, care ne mai sunt năzuințele, ce ar putea să trezească din nou optimismul social și forța de a schimba lucrurile? Discutăm astăzi într-o ediție specială alături de un prieten al emisiunii, domnul Bogdan Todorescu. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara. O să îndrăznesc să încep cu apelativul de domn profesor, dar nu îmi doresc neapărat de la discuția asta să fie o lecție despre istorie, sociologie, antropologie. Nu, pur și simplu să încercăm să răspundem la niște întrebări pe care sunt convins că la un moment dat un părinte, un profesor, un medic, orice profesie ar avea în țara asta, un cetățean, da? Și-a adresat-o. S-au adresat-o în colectivitate, la locul de muncă, acasă. Ce s-a întâmplat cu noi în ăștia 34 de ani? De ce doar atât? De ce atât de puțin? Mai ales când ieșim și ne comparăm cu alții. Sau atât a putut România în ăștia 34 de ani? Sau poate e mult și nu ne dăm seama trăind? Sunt multe întrebări de spus. Le-am pus pe toate ca să vă las pe dumneavoastră. Le luăm pe rând. În primul rând, dacă vreți să facem o comparație, să vă dau o cifră. În 1991, PIB-ul României era vreo 38 de miliarde. Acum e 320-330 de miliarde. Deci a crescut cam de vreo 10 ori, bun, sunt 9 ori și ceva de vreo 10 ori. Asta este o comparație. Dacă vreți să faceți alte comparații, vă sugerez să luați niște volume impecabile făcute la Academia Română, care se numește Călători străini despre țările române și care urmăresc realitatea românească prin memoriile diversilor străini care treceau pe aici de pe la 1700 și ceva încoace, mergând până pe la 1900. Eu acum, dintr-un motiv tehnic, cercetez o lucrare despre anul 1800-1810. Ce se scrie acolo este vorba de un soi de țară pârloagă cu un popor complet terminat, care de fapt nu există, sufocat de domnia coruptă a fanarioților, fără armată, fără mândrie națională, fără nimic altceva, care trăiește de pe zi pe alta, jefuit de liderii țării respective. O țară care nu există, spun străinii. Asta e pe la 1800. Dacă citiți de asemenea diversele memorii despre perioada interbelică românească, aceea la care noi ne uităm ca fiind o epocă de aur, vă lămuriți că dincolo de glamourul Căii Victoriei și Căii Victoriei și alte vreo două, trei locuri interesante din această țară, lucrurile stăteau rău sau foarte rău. Îndrăznesc să spun, deși voi enerva pe foarte multă lume, că dacă vreți să numim o epocă de aur a României, noi trăim epoca de aur. Fiindcă pe cifre și pe tot ce doriți, suntem mai bine decât am fost vreodată. Pe cifre macro. Pe cifre macro, stați ușor. Pe cifre macro, pe alianțe geostrategice, pe alianțe de securitate, pe drepturile ale omului, pe posibilitatea călătoriei, pe număr de studii, pe și așa mai departe. Putem să luăm cifră cu cifră. România se află în momentul de față sau se afla acum vreo 2-3 ani, că acum mai se zice că suntem într-o pantă provocată de pandemie și cele două conflictul mare cu Ucraina și mai micul conflict care a apărut acum, într-o ușoară zonă de scădere. Cu toate că cifrele merg în sus, dar una peste alta, nivelul de trai, să zicem că a luat-o în jos prin deprecierea valutei, scăderea puterii de cumpărare și mai departe. Dar în orice alt punct de vedere vă uitați, ultimii ani pe care i-am trăit noi în această țară sunt vârful de performanță pe cifre și pe criterii al României din toate timpurile ei. Asta este un prim aspect pe care trebuie să-l luăm în calcul. Al doilea aspect, mai ales că vorbim de Revoluție, sunt 34 de ani de atunci, există această idee, una enunțată și un artist spectaculos pe care îl stimez foarte degeaba. Tare, degeaba. Tudor Gheorghe. Tudor Gheorghe, un artist. Dar nu cred că asta a fost sensul. Nu știu. Este a și fost o dispută publică la un moment dat între domnia sa, tânărul Caramitru, da. Și o zonă... Ce încerc să spun rezist, este că da. Este un artist suficient de mare încât să aibă puncte de vedere cu care îmi permit să nu fiu eu de acord. Corect. Este bun. Dar eu nu cred... Asta e frumusețea democrației, mă scuzați. Dar eu nu cred că e degeaba. Și o să încerc să spun de ce nu cred că e degeaba. Putem fi de acord că politicienii nu sunt mulțumitori, ok. Putem să ne supărăm pe ei de astăzi până în clipa de apoi, e ok. Însă afirmația degeaba mie îmi trezește o altă reacție. În toți acești 30 de ani,
pe care vorbim, 34 de ani, când am plănit de la 31 de miliarde PIB și am ajuns la 320 de miliarde PIB, eu, dumneavoastră și alții ca noi am fost parte activă în această țară. Noi am făcut acest lucru. Mm-hmm. Viața mea n-a fost degeaba. Eu nu pot să cred și nu cred și refuz să cred că cei 34 ani de muncă, eram în câmpul muncii în 90 și sunt în câmpul muncii și acum. Deci este toată perioada mea activă, am muncit an de an, am plătit impozite la stat, mi-am făcut treaba și am făcut ce-am putut eu mai bine, la fel ca mine, alte milioane de cetățeni ai României. Ei n-au trăit degeaba. Sigur. Viața lor n-a fost degeaba. Viața lor a însemnat această pantă pe la care acum ne uităm și zicem, nu e. Această pantă e viața noastră, e munca noastră și datorită nouă am plecat de la magazine goale, de la farmacii fără medicamente, de la spitale cu incubatoarele care se închideau fiindcă se gădea căldura, de la făcut proiecte la facultate la lumina lumânării și de la toate lucrurile pe care le-am trăit, cei care le-am trăit în anii respectivi, la momentul pe care îl trăim acum. Eu nu spun că e bun. Eu spun că e mult mai mult de față de atunci. Ori această pantă înseamnă viața noastră. Dacă e ceva ce refuz în această discuție, este că noi am trăit de pomană. Cu siguranță nu. Nu, n-am trăit de pomană și din contră am și performat. Am performat fiindcă am luat de la aici și am dus aici. Da. Se putea mai mult. Discuția este infinită. Este un what if. Este istoria contrafactuală. Dacă setăm discuția de la acest moment al Revoluției, ne uităm în jurul României, care, la niște țări care au avut același start ca România. Nu au avut același start ca noi. Dacă vă uitați la Polonia, dacă vă uitați la Ungaria, dacă vă uitați la Serbia, nu au avut același start. Spuneți că România a făcut tot ce putea face? Nu, eu nu spun că Doamne ferește, eu nu pot să fac afirmația asta. Fiindcă, repet, e contrafactuală. Adică eu n-am cum să știu dacă a putut ce putea face. Ce s-a întâmplat dacă nu venea Băsescu în 2004? Sau în 2005. Aveam Bechtelul terminat, probabil că aveam autostrada. Nu știu. Da. Sau nu aveam. Nu putem face o asemenea construcție. Tot ce pot să spun este că nu e puțin. Mm. Că nu e suficient, putem discuta. Că putea fi mai mult, putem discuta. Dar în niciun caz nu e puțin. Bun, dumneavoastră sunteți exponentul unei generații care a făcut Revoluția, care a construit România pe care ați descris-o mai devreme. Eu sunt, să spunem, generația beneficiară a eforturilor dumneavoastră. Nu mă puneți în ideea celor care au făcut Revoluția, fiindcă n-am făcut Revoluția. Nu, stați puțin, că e multă lume, știți cum e replica aia lui Stefan Rol, puțin am fost, mulți am rămas. Bun. Acolo au fost puțini. Despre Revoluție să vorbească cei care au făcut-o. N-am zis-o în sensul practic, ați fost în stradă sau că v-ați Nu, am fost în stradă, dar târziu. Sau... Bun, ok, nu în sensul acesta, ci cel care a traversat cele două românii, România comunistă și post comunistă. Exact, am stat 26 de ani în prima Românie. Asta vreau și să restul zic, jumătate până... de viață acolo, jumătate de viață aici. Corect. Eu sunt generația care, fără să o suprapun neapărat peste generația dumneavoastră sau să o aduc în coliziune cu generația dumneavoastră, suntem cei care am călătorit mai mult, ne-am trăit toată viața în democrație, am văzut ritmul celorlalte țări. V-ați educat nostru. În libertate? Exact. Și întotdeauna am avut termenul ăsta de comparație cu ceilalți. Care ceilalți? Țările din Occident. Ap. Da. Țările la care am aspirat. Haideți să mai vorbim un lucru. Da. Întotdeauna când stabilești un traseu, trebuie să stabilești viteza. Dacă premizele sunt greșite, inițială. Vă rog să mă corectați. Nu, stabilești, așa e mecanică. Da. Atunci când stabilești evoluția unui punct material, stabilești viteza inițială. Dacă tu pleci de pe loc și celălalt pleacă lansat, evident că nu poți aștepta la viteze egale de dezvoltare să ajungi în același loc. Dintr-un motiv simplu. Bun, dacă celălalt este cu sute de metri în fața ta, evident că va rămâne sau poți să diminuezi distanța. Dacă tu ai avut și alte handicapuri pe drum față de celălalt, este evident că lucrurile nu arată la fel de bine pentru tine. Și să fiu bineînțeles, nu vreau să spun că România și-a atins potențialul maxim. Însă, în principiu, de mulți ani de zile, refuz discuția în această tematică întunecată legată de România. Fiindcă putem intra într-o discuție legată și de terminologie. La un moment dat, am fost, făcând meseria pe care am făcut-o, am fost unul dintre autorii sloganului Mândru că sunt român. Care, mă rog, într-un context electoral are o anumită noimă. Contextul electoral 2012. 2014 europarlamentare. A, corect. Europarlamentare, se mergea în Europa, trebuia să te duci în Europa cu mândrie, mă rog, nu cu umilință și așa mai departe. Era un context. Eu personal nu sunt mândru că sunt român. Fiindcă nu poți să fii mândru de ceva la care n-ai contribuit cu nimic. Dar nu am nicio contribuție în legătură cu faptul că sunt român. Părinții mei au fost român, m-am născut român, cu asta basta. Eu sunt bucuros că sunt român, ceea ce e cu totul altceva. Eu am un sentiment legat de treaba aceasta, un sentiment care nu poate fi anulat. Cred că pentru mine este cea mai bună variantă posibilă.
Pentru mine. Nu spun altceva. Eu sunt bucuros că sunt român și am 100 de argumente iraționale pentru acest lucru, fiindcă bucuria nu se măsoară în raționalitate. Mândria, așa pe care o propovăduiesc alți oameni, n-am de ce să fiu mândru de Ștefan cel Mare. El poate să fie mândru, el însuși de treaba lui, dacă de acolo sus unde este. Eu n-am de ce să fiu mândru de el, fiindcă n-am nicio legătură cu el. Și așa mai departe, putem discuta. Nici măcar de Nadia Comăneciu sunt mândru, deși este un sportiv uriaș. E foarte bine, e performanța ei, e minunat că a adus medalii. M-am bucurat că am văzut trapelul fluturând și că a luat primul 10 din istorie, 1-0-0. Dar nu mândria m-a amânat atunci. Ci altceva. Eu pot să fiu mândru că am scris o carte bună, dacă o-i fi scris-o. Sau că pot să fiu mândru că am generații bune la facultate, fiindcă, într-o formă sau alta, am contribuit la el. Bun, închidem. Asta ține și de modelul cultural în care vă identificați dumneavoastră, cu care vă identificați. Modelul individualist, modelul colectivist, adică depinde. Eu m-am spus, din punctul meu de vedere... Am înțeles. Acum, nu, da. încerc să extind acest lucru. A zis că vrem să facem o discuție relaxată despre... Sigur, sigur. Bun. Întorcându-ne la întrebarea dumneavoastră cu unde merge România, răspunsul este destul de simplu, acolo unde o ducem. Ați întrebat în ce cred românii. Păi, românul crede în ce vrea el. Românii cred în principiu în ceea ce le transmite statul să creadă, și asta era până nu demult. Imediat după 90, statul român a pierdut monopolul comunicării instituționale, ceea ce înseamnă că n-a mai putut să forjeze o imagine standard de comunicare, o imagine standard de existență în care să înglobeze cetățenii și spre care să o ducă. Acesta a fost modelul de coordonare și comunicare de-a lungul istoriei. Statele au creat un pattern, o matriță de funcționare prin care au, prin toate mijloacele, întâi comunicaționale și apoi celelalte pârghii ale puterii, au îndesat populațiile în acea matrice. Când matricea a crăpat, au ieșit fenomenele sociale pe care le definim, ca revolte, revoluții și mai departe. Unele n-au crăpat, ca dovadă, încă există. Da. Dar fenomenul care pe noi ar trebui să ne intereseze, apropo de România, este că vorbeați de simbolurile României. Întrebarea este destul de simplă. Simbolurile stabilește nu națiune. Le stabilește leadership-ul națiunii sau le stabilește o elită, le stabilește o zonă care concretizează. Și eu vreau să vă întreb, în cei 34 de ani trecuți de la Revoluție, care este discursul fondator al națiunii române pe care vi-l amintiți? Un discurs fondator, un discurs care să spună liniile națiunii. Știți că americanii au discursul asupra națiunii an de an. Odată pe an. Unele dintre ele sunt monumentale. Da. Chirac a avut discursurile astea, le ține minte, le învățăm în școală. De Gaulle a avut discursurile astea, le învățăm în școală. Până și Mitterrand a avut un discurs spectaculos. Sarkozy a avut un discurs asupra națiunii, din aia se numește altfel, absolut minunat. Tony Blair a avut așa ceva. Care mi-aduc aminte de discursuri, inclusiv Obama, care nu e neapărat un politician la fel de calibrul celor dar, mă rog, cu care a adus schimbarea respectivă. Da. Până și Victor Orban emite discursuri asupra națiunii, stării națiunii, stării Europei și mai departe. Dacă vreți, și Putin face care, asta odată pe an. Nu mai vorbim. Da. Deci, problema este simplă. Dacă tu, de la nivelul managementului național, nu setezi o direcție de dezvoltare clară, nu poți să obții coeziune în jurul acelei direcții, fiindcă pur și simplu nu ai. Da, credeți că a fost ignorat acest aspect cu bună intenție după 89 sau pur și simplu dinamica noastră politică, socială, economică n-a mai avut timp și de astfel de lucruri? Noi am avut o boală foarte, foarte solidă după 89. Pentru că știți de ce? O completare doar. Mă uit și pe date sociologice, dar și pur și simplu pe reacții imediate ale oamenilor în diverse contexte. Mă uit la nostalgicii comuniști, mă uit la cei care fac apel tot timpul la Țepeș, ca la un simbol al dreptății. Mă uit inclusiv la cei care se raportează la perioada interbelică, așa cum spuneați noastră, ca la epoca de aur. Și știm foarte bine că dacă te duci și citești aprofundat, n-a fost... Vai. E mai degrabă... Vai mâna noastră. Da, o idee așa, gonflată, decât o realitate care să fie existat. Pentru că există penuria asta de simboluri cultivate după 90... Vin astea să umple aceste goluri? Nu, ele nu trebuie să umple goluri. Ele trebuie să existe. Văd că aveți aici pe Țepeș, Mihai Viteazu și bănuiesc acela e Brâncoveanu. Bănui. Încerc să spun următorul lucru. După 1989, România a făcut o opțiune, din punctul meu de vedere greșită, dar care poate la acel moment a avut o logică. Puterea care a venit la București, chiar dacă era numită protocomunistă și așa mai departe, dar și opoziția acelei puteri, au zis foarte clar, trebuie să ne despărțim de Est și de trecut.
Estul sovietic și trecutul sovietic și el. Sau, mă rog, măcar comunist. Și atunci ne-am dus spre vest și spre viitor. E bine, abandonarea trecutului în sine aduce niște costuri foarte mari. Fiindcă trecutul, ceea ce înseamnă tradiție, istorie, alături de familie și de religie, sunt unii din principalii factori de coeziune ai unei națiuni. Greșeala asta au făcut-o și comuniștii prima dată când au venit la putere. Au anulat tot și mai apoi au început să rescrie. Da, după aceea au venit comuniștii lui Ceaușescu, național-comuniștii, exact. Și au încercat să repare povestea asta jucând un naționalism care însă a devenit exacerbat, a devenit la un moment dat ridicol, da. s-a dus în protocronie și alte nebunii de tipul acesta, astfel încât în 1989 toată lumea a zis nu mai vrem să avem de face cu așa ceva. Și patriotismul corect și necesar a fost abandonat, fiind de foarte multe ori greșit asimilat cu naționalismul. Se învolburează astăzi iar? De o formă de asta greșită? Mi-e teamă că se duce în zona naționalistă. Deci noi nu știm niciodată să facem lucrurile cu măsură, constat. Măcar asta ar fi o primă concluzie a discuției noastre. Nu cred că putem spune. Eu nu sunt pus pe... Acum, ca să fiu bine, voi fi un pic contra. Dar nu orice, suntem pe critică neapărat. Sau pe oricare idei de... negativare, de punerea a României și a românilor într-o notă negativă. Fiindcă nu cred că sunt un dar popor... Dar nu asta mi-am propus. Nu. Mi-am propus să ne uităm realist. Spun, da. Nu cred că sunt un popor nici mai bun, nici mai prost decât celelalte. Ci pur și simplu suntem un popor cu niște valențe formidabile, la un moment dat poate vorbim despre ele, și cu niște defecte la fel de formidabile, la fel ca orice națiune a lumii. Sigur că ajunge că trebuie să oferim niște soluții. Mă rog. Discursiv, hai, nu să, zicem să ia cineva notițe și să le punem în practică. Sunt mai bine în zona de analiză decât de soluții. Nu, în sensul de calități. Dacă avem niște calități noi ca popor și pe care le-am uitat sau nu le-am potențat. Am învățat să supraviețuim. Sau nu le-am potențat, poate că ar trebui Aia am potențat-ul. Da? Supraviețuirea. Supraviețuitori. Ceea ce să știți că nu e puțin lucru într-o lume. Supraviețuirea nu duce la dezvoltare, duce la supraviețuire. Duce la supraviețuire, dar vorbim aceeași limbă în teritoriul nostru, avem aceeași religie în teritoriul nostru, ne-am conservat obiceiurile, în principiu avem o continuitate etnică destul de clară și suntem aici, deși erau toate calculele să nu mai fim. Deci supraviețuirea este o calitate uriașă și n-aș minimaliza-o. Plus că niciodată nu ne-am trecut prin catastrofele pe care au trecut sârbii, polonezii sau alte națiuni majore, la care ne uităm cu respect la ora actuală, dar care au trecut prin niște catastrofe cumplite. Noi n-am trecut prin catastrofele. Le-am știut într-o formă sau alta, poate nu în cel mai onorabil mod cu putință, dacă e să vorbim după rețetele Netflix, dar foarte practic să ieșim în față, să reușim să, vorba lui Mircea Dinescu, să ieșim ca pata de ulei, să ne comportăm ca pata de ulei din supă, să plutim tot timpul deasupra. Întorcându-ne la tema inițială, dacă sau ce vreți, la ce ați propus dumneavoastră să discutăm referitor la trecut, problema pe care România a avut-o în 1990 a fost că pentru a se așeza în opoziție cu trecutul exacerbat al lui Ceaușescu și falsificat, a ales să-l ignore cu totul. Și acum avem aceste generații care ne vin din urmă, cu care, mă rog, într-o formă sau alta, mai devreme sau mai târziu, vor aduce să conducă în România și care nu au nicio conexiune cu acest trecut. Ne întrebăm de ce nu au simțire, de ce nu există coeziune, de ce există o diferență mare între noi și ei, măcar în țara asta, că există și în alte părți probleme, dar de ce există în această țară? Păi, dintr-un motiv simplu, și o să vă dau un exemplu. Nu știu dacă mai păreți că erați foarte mic sau nu erați pe vremea când a debutat filmul Mihai Viteazu în România. Este 1971, anul. Nu eram, dar l-am recuperat după ce am fost. Bun. Dacă țineți minte, acolo este o scenă în care Mihai Viteazu iarde pe creditori în celebra casa Buzeștilor, total inexact istoric, dar nu asta e subiectul, și după aceea iese pe stradă, îl întâmpină maică-sa care își cere scuze că n-a avut încredere în el și el de pe cald ridică barda și spune, dar ce ați crezut voi? Că eu, Mihai Voievod, voi înghite cupa rușinii, voi înghiți cupa rușinii până la capăt? Și după aceea dă replica. O viață avem români și o onoare, cred. Deșteptați-vă că ați dormit destul. Sau că am dormit destul. În epoca respectivă, acea replică a creat emoție puternică. Era perioada imediat de după proletcultismul, până în 68, după proletcultismul și internaționalismul bolșevic, redeșteptarea națională, mândria după 68. Exact. Iată, noi rezistăm molohului sovietic, suntem cea vizitele străine, Ceaușescu încă era un personaj pozitiv. Și frecventabil, și da. Frecventabil. Da. Și apare această poveste în care deșteptați-vă români că ați dormit sau că am dormit destul. E, credeți că în acest moment această replică spusă va mai spune ceva cuiva? Nu. De ce?
Fiindcă baza... Sau depinde cine o exploatează. Nu. Spusă direct. Da, am înțeles. Da. De ce? Fiindcă orice fel de senzație de acest tip se creează pe o bază, pe o aglutinare de alte senzații, pe informații, pe date. Dacă noi am făcut ceva în timpul comunismului și atunci și mai târziu, a fost să învățăm istorie. Deformată sau nu. Dar istoria se băga în noi atât la nivel școlar, cât și la nivelul entertainmentului. Nu știu câte, o proporție mare. 4 din 10 filme sau 5 din 10 filme produse erau istorice. Mm-hmm. Și toate speculau, arătau, scoteau în evidență aceste calități senzaționale ale poporului român, pornind de la realități sau nu. Bine, Mihai Viteazul a fost un mare lider. Desigur, nu s-a întâmplat istoria cum ne arată filmul lui Sergiu Nicolaescu. Dar oricum, ce ne arată acolo este ceva ce poate duce la o foarte bună percepție a sinelui tău istoric. Filmele despre Ștefan cel Mare, filmele despre Războiul Mondial 1, despre Războiul Mondial 2 și așa mai departe. Toate aceste producții. Lipsa acestor producții, lipsa promovării unui anumit filon istoric, unei anumite lecturi istorice, anumitor considerații istorice, a condus inevitabil la două tendințe. Una de îndepărtare și ignorare a fenomenului, pe care îl vezi la o mare parte din generațiile care există. Nu le pasă, nu știu, nu există. N-au nici cea mai mică, nici cunoștință, nici dorință de a cunoaște. Sau, partea cealaltă, o frustrare manifestă a celor care mai știu ceva și ar vrea să știe mai mult și care încarcă fenomenul istoric cu valențe pe care, de fapt, nu le are. Istoria nu trăiește în locul nostru. Noi trebuie să știm istoria. Nu istoria trebuie să ne trăiască pe noi. Asta e un lucru pe care trebuie să-l înțelegem. Noi nu trebuie să aducem istoria în prezent. Noi trebuie să ne știm istoria, să cunoaștem binele și răul, să avem o dimensiune a existenței noastre pe această lume, existența noastră naționale, mă refer, și să ne comportăm cu privirea spre viitor, nu spre trecut. Trecutul trebuie să-l cunoaștem. Această permanentă proiectare a istoriei în prezent este evident păguboasă. Fiindcă, încă o dată spun, modelele istorice respective trebuie privite în contextul lor de atunci. Nu pot fi importate în momentul de față. Noi nu putem înlocui nevoile de acum cu Vlad Țepeș. Desigur, Vlad Țepeș a fost un personaj exemplar. Specifice epocii sale. N-a fost singurul care trăgea în țapă, n-a fost singurul care tortura, n-a fost singurul care ardea de viu. Erau și alții care făceau asta. El a făcut-o cu mai multă abnegație, ca să zicem. Și cu un profil ideologic și imagologic foarte bine construit. Astfel încât aia care intrau în țară erau speriați dintr-un început de ce putea să-i aștepte pe teritoriul patriei noastre. Dar în sine, modelul Țepeș nu este modelul secolului 21. Modelul Mihai Viteazu cu arsul creditorilor, cu toată prietenia, nu prea poți să pui femeiul pe foc. Corect. Sau poți să încerci, dar rezultatele sunt dramatice. Așa încât, din nou, o eroare a anilor 90, o abandonare a un discurs istoric echilibrat, rațional, calm, cu cele bune și cu cele rele, și o menținere a raportării noastre la istorie, inclusiv la nevoia de continuitate, identitate și așa mai departe, abandonarea acestor lucruri a condus la, pe de o parte, la ignoranță și, pe de altă parte, la exagerare. Ceea ce se întâmplă ceea astăzi, ce avem în momentul de față. Și continuând seria de personaje, putem să sărim peste secole, ajungem la legionarism, ajungem la tot felul de personaje. De asemenea, care astăzi sunt, te uiți pe date și vezi că încep din nou să aibă aderență în mentalul colectiv, din nou să fie folosite la întruniri oficiale sau semi-oficiale. Fiindcă statul nu-și asumă. Fiindcă nediscutarea corectă a ceea ce s-a întâmplat în anii 20 în România și disecarea fenomenului legionar cu toate incipiențele sale și cu toate consecințele sale, inclusiv realitatea clară a faptului că Zelea Codreanu, deși un personaj interesant, a fost un criminal, orice vrem să spunem. Corect. Un criminal, un personaj, un antisemit, un personaj cu clare valențe totalitare. Sigur. Deci, fără dubii, deși poate undeva se poate găsi o dimensiune romantică sau o dimensiune de sinceritate. Da, se poate. Și alții au fost sinceri. Dar asta nu înseamnă că consecința activităților n-a fost una teribilă pentru națiunea respectivă sau pentru victimele lor cu atât mai mult. Ori, toate aceste lucruri îmbrăcate bine într-o teorie a conspirației care folosește, se așează foarte bine pe lipsa de cunoaștere, toate aceste lucruri conduc la consecințele pe care le vedem în momentul de față. De fapt, noi suntem de foarte multe ori victimă a unor decizii ale trecutului. Aceasta este una dintre, eu consider, una dintre marile erori. Abandonarea discursului
pe teme naționale. Da, o paranteză. Faptul că e abandonată politic, instituțional e una, dar o societate, domnule Teodorescu, n-ar trebui să aibă și alte... Păi a avut, n-a dat-o pe România Mare. Nu, 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 stați un pic. Și alte tribune care ar putea să intervină. Academia Română, de pildă. Academia Română s-a raliat viziunii spre vest, mai puțin acum când academicianul Pop, nou președinte, adică Academia are un discurs faptul că noi mai trăim într-o orientat. Societate care nu are totuși niște instanțe morale la care lumea să se uite și să adere, indiferent de nuanțe, de culori. Ne întrebăm și asta. Păi, de ce nu mai avem niciun... Vă rog, spun o poveste. Vă rog. În anii 20, 1918-1916, când a început cinematografia în Statele Unite ale Americii, una dintre pelicule de mare succes era Keystone Cops, polițiștii Keystone, care au niște caragioși. De aia, se mângeau cu frișcă, dădeau cu furtunele în ei, cădeau pe acolo, alunecau pe gheață, toată lumea râdea, toată lumea era foarte veță. Era o șleactă de idioți îmbrăcați în uniforme care făceau tâmpenie după tâmpenie și au sursa râsului tuturor. Până când, până anul 20, până 20, niște oameni deștepți din America au atras atenția studiourilor că dacă mai continuă mult cu ridiculizarea poliției, s-ar putea să nu mai bă cine să-i apere. Mm. Și băieții au înțeles și de atunci după aia au început să apară de la Incoruptibilul până la cele de dumneavoastră marile serii ale filmelor polițiste americane, în care 4-5-5-5 șesimi din polițiști sunt buni, bravi, drepți, șeriful cu pieptul texan, de oțel, cu pieptul de oțel. Și avem o șesime care sunt fie proști, fie caragioși, fie corupție și mai departe. Raportul evident e sigur forțat. Vă pot întreba cu prietenie, în ultimii 34 de ani, în producția de cultură de masă din România, cam câte filme laudative despre vreun segment al societății românești ați văzut? Bun, care cultură de masă? Cultura de masă este cultura care ajunge la mase. Când în afară de filmele care au fost premiate și au cultivat niște stereotipuri comuniste sau niște neadevăruri sau niște exagerări comuniste sau chiar niște realități comuniste până la urmă, ce altă cultură de masă? Cultura de masă noi n-avem și televiziunea. Bun. Și filmul de televiziune. Este tot cultura de masă. Deci, îmi pun întrebarea... Și acolo, filmul de televiziune. Am avut 2-3 telenovele eșuate, domnule Teodorescu. Nu-mi răspundeți la întrebare. Câte dintre ele au făcut? Faptul că am avut un Garcea și faptul că am avut... Nu cred că... Da, un Garcea care își bătea joc de poliție. Toată stima din nou. Am râs, aia a distrus... am râs în hohote. Așa era un serial de comedie foarte bun. Problema nu este că a existat Garcea. Și faptul că avem unul la Sfierbințe acum care din nou... Problema că există astea, problema că nu există celelalte. Da, care se contrabalanseze. De fapt, la întrebarea pe care mi-a spus-o la început, cu încrederea, cu toate astea se cultivă, oarecum coordonat. Societățile, în principiu, sunt coordonate. Coordonarea prin comunicare este una dintre regulile fundamentale ale omenirii. Termenul corect e manipulare. Ne place sau nu ne place, ăsta este termenul. Marile societăți ale lumii au fost manipulate și sunt manipulate în continuare. Minunata societate americană, minunata societate japoneză, minunata societate germană, fiecare în parte au dimensiunile lor manipulatorii, atât la nivelul formării paternurilor de valoare, criteriilor de valoare în societate, ce e bine și ce e rău, ce e valoros și ce nu e valoros, cum definim succesul și cum definim insuccesul. Toate aceste lucruri sunt stabilite pe norme sociale care se promovează după aceea de la nivel educațional până la nivelul culturii de masă și prin toate pârghile de comunicare până în străfundurile societății, până la cel din urmă individ. Aceste lucruri trebuie să existe într-o societate care să funcționeze. Și de ce nu există, domnule Teodorescu? Adică n-am depășit momentul de 90, în 34 de ani, momentul în care să ne... Pentru aminte... că, uite, vă dau un exemplu. A fost o producție de Netflix turcă care l-a implicat și pe personajul discuției noastre, pe Vlad Țepeș, și care a produs o mare emulație în societate. Toți ne-am trezit deodată mândri, nu vă comand, iată, cel care a ținut piept turcilor. Și, adică o așteptare, deci așteptare în public există. Public există. De ce nu există și povestea scrisă de partea română? Haideți să vă mai spun să ne aducem aminte de o poveste pe care am trăit-o. Bănuiesc că vă amintiți, cred că vă iese în memorie, care a fost cam cea mai mare acțiune de masă românească din ultima perioadă. Ține minte, da? Corupția ucide, da? Sigur. Bun, perfect. Aproape un fenomen social. Da. Deci, corupția ucide este, de fapt, fenomenul care ne-a unit o bună parte din societatea românească și a scos-o în stradă. În principiu, acest fenomen este foarte clar că nu este un factor de coeziune. Fiindcă este, de fapt, ceva îndreptat al cuiva din interiorul acelei societăți. Factorul de coeziune sunt acele lucruri care ne unesc împotriva unei agresiuni din altă parte. Mm. Sau unei provocări din altă parte, neapărat agresiuni. Corupția ucide este, de fapt, a fost, de fapt, un fenomen de scindare a societății românești, fiind și asumat politic de geaca roșie sau de alte culori faimoase și de personaje de asemenea celebre, a dus la o splitare a societății românești între două tabere. Una care spunea, asta este soluția, mergem mai departe cu ea,
până la capăt. Fără penalizări fără funcții publice până când penalistii ai noștri. Că e derivată din fenomenologie. Da. Evident. Și după aceea, cealaltă parte care spune, de fapt, e totul politic, niciun fel de luptă anticorupție nu este corectă. Deci, de fapt, cea mai mare acțiune publică din România, cea mai mare dimensiune a coeziunii din România, de fapt, a fost un uriaș mecanism de splitare a societății în două sau în mai multe părți. Și ne întoarcem la discuția referitoare la rolul elitelor. Fiindcă nu societatea generează filmele, nu societatea generează temele, nu societatea generează criteriile și seturile de valori, ci elita, fie elita politică, managementul politic al unei țări, fie elita culturală, fie alte tipuri de elită. Ori trebuie să mai recunoaștem un lucru, că singura elită care, într-o formă sau alta, își continuă parcursul neschimbat, este elita religioasă. Este singura zonă care face acum ce a făcut și acum 20 de ani, 40 de ani, 60 de ani, 100 de ani. Asta poate fi și bine și rău. Își continuă parcursul. Corect. Adună în jurul ei credincioșii aceia care sunt și le spune exact ce trebuie să le spună, le propovăduiește setul de valori exact pe cel pe care trebuie să-l propovăduiască și merge înainte cu acel lucru. Bisericile sunt pline unde sunt preoți de valoare, mai puțin pline unde sunt preoți mai puțin de valoare. Destul de mulți oameni se orientează spre biserică în anumite sărbători sau anumite ceremonii, vezi defilarea moaștelor, Sfântul Dumitru, Sfânta Paraschiva și așa mai departe. Crucea a rămas în continuare cu toată opoziția evidentă a unei anumite zone a societății, unul dintre puținii factori de coeziune real din România, factor de coeziune al cărei elite își continuă în continuare misiunea și asumă în continuare rostul. Cu bine sau cu rău, asta este o discuție pe care putem să o purtăm în infinit. Și fiindcă tot am adus vorba de cruce, să ne aducem aminte, sper că o țin minte exact, ultima strofă a imnului național. Preos cu crucea în frunte, cățoasta e creștină, deviza e libertate, deviza e libertate și al său simbol sfânt, ceva de tipul ăsta. Murim mai bine în luptă, în glorie de plină, decât să fim iar sclavi, decât să fim sclavi pe al nostru, vechi pământ. Ceva de tipul ăsta. Pe mine m-a interesat prima strofă. Preos cu crucea în frunte, că oastea e creștină. Vorbim de factor de coeziune. Întoarcem din nou. Preoți, oaste, deviza e libertatea, simbolul sfânt. În principiu, noi am cam uitat să vorbim despre astea. Inventăm altele, e regulă, dar s-ar putea să nu meargă. Da, bun, dar asta, cum a spus dumneavoastră, e cam singura constantă, crucea în... Eu am dat mai multe. Am înțeles. Mai multe, mai multe. Toate astea erau coordonate într-un sistem al coeziunii sociale. În principiu, națiunea s-a construit în jurul unor valori. Da. Noi vorbim de națiune, non-națiune, Europa, fără Europa. Teoria globalizării, desigur, cu avantajele economice indiscutabile, are o problemă foarte mare. Taie niște valori împământenite de secole sau milenii, dacă vorbim de religie, de milenii, de națiune, de secole, și în locul lor încă nu pune nimic foarte consolidat. Știți, facem paranteze, că este o emisiune de paranteze. La Revoluția franceză a zis că Dumnezeu a murit. A zis altcineva, dar mă rog, Revoluția franceză, asta, omorârea lui Ludovic Capet, a însemnat, în ultima instanță, omorârea descendenței divine, deci iată că se poate. Nașterea Republicii și mai departe. A durat puțin până când a venit Napoleon și a pus coroana cu cruce pe cap. Și după a venit și restaurația. După a venit și restaurația și tot așa. Da. Dovadă că Dumnezeu e viu. Mai nou, văd în Anglia că sunt niște prelați care spun că tatăl nostru e greșit. Și fiindcă nu ține seama de orientările sexuale ale prezentului. Bun. Vreau să ajung într-un punct. Și acel prelat care vine și povestește despre liturghie și despre celelalte taine ale creștinismului, susține că el poate să-l corecteze pe Dumnezeu. Și aici noi avem două realități la care ne uităm față în față. Ori ai tu dreptate, adică tu poți să-l corectezi pe Dumnezeu, ceea ce înseamnă că tot ce restul ce spui e o minciună, fiindcă dacă Dumnezeu e corectabil de tine, adică făcătorul e corectat de făcătură, atunci nu există așa ceva, ori pe partea cealaltă înseamnă că ți-ai pierdut mințile. Nu există decât două realități. Ori în fața acestei dileme, noi nu avem dilema atât de mare, ne aflăm și în momentul de față. La tot ceea ce sperăm
toate lucrurile la care ne raportăm și care vin din epoca veche, epoca veche înseamnă și comuniști, înainte de comuniști și mai departe, erau consolidate pe aceste valori. Le repet încă o dată. Tradiție, istorie, națiune, religie. Familie, mă rog, aceste valori. Noi începem să clătinăm aceste valori cu motiv, fără motiv, cu timpuri noi, fără timpuri noi, și apoi ne întrebăm, doi, dar de ce nu mai merge coeziunea? Păi, aveați o mână, ați închis-o. Cum vreți să mai funcționeze? Aveați niște valori care ținau oamenii alături. România și alte țări, mă rog, funcționau pe baza acestor lucruri, mai bine sau mai rău. Erau chemați la luptă în numele unor lucruri. Se adunau în numele unor valori care reprezentau liantul pentru diversele zone din societate necompatibile una cu cealaltă. Păi dacă ai aruncat acele valori în aer și nu promovezi nimic în loc. Astăzi, din cele 5, ce credeți că a mai rezistat în afară de religie? Religia rezistă de una singură. Bun, da. Mai există un pic imaginea armatei, dar un pic. Atât. Pentru că, de ce vă întrebam? Eu voiam să mă întorc la zona laică a discuției noastre și să vă invoc... Să știți că eu laic abordez problema bisericii. Bun, clar. Nu, dar și să mă întorc cumva la România instituțională, dacă vreți. Okay. Și tot la sondaje. Pentru că ziceați că sunt eu, văd doar cenușiu în discuția noastră. Nu, dar, nu. Totuși, mă pun în locul celor care au răspuns la întrebările Normal, astea. Normal, corect. Ai Parlamentul, instituția cea mai reprezentativă pentru democrație, la 11-10% încredere. Da. Ai guvernul la același cote de avarie. Țineți minte vreun președinția. Adică națiunea, stâlpii națiunii... Nu, stâlpii națiunii politice. Națiunii politice. Da, a unei părți, a unei elite care face și ține cursul unei țări sau o duce la pierzanie. Adică, dați-mi un exemplu din ultimii 34 de ani de o producție sau de o acțiune sau de ceva, de ceva, orice, din zona culturii de masă, comunicării de masă sau ce vreți dumneavoastră, în care aceste instituții să arate bine. Vreau să vă spun un lucru. Există o teorie a profeției auto-împlinite, care enunțată de Thompson și apoi dezvoltată de Merton, care spune următorul lucru. Dacă oamenii cred într-o anumită realitate, această realitate tinde să se întâmple. Da, da, da. Noi din 1990 încoace, în diverse voci, pe diverse tonuri, spunem ce? Politicienii sunt proști și hoți, parlamentul este inutil, președintele nu ne reprezintă, guvernul fură, ce vreți să mai punem? Deci... Polițiștii sunt burtoși, medicii sunt hoți și ne omoară. Și șpăgari, da. Bun. Și o repetăm. Deci am ajuns în punctul pe care noi l-am proiectat de fapt. În secund, nu, avem două puncte. Unu, okay. Avem două dimensiuni. Unu, că oricum auzim teza asta mult mai mult decât auzim celelalte teze, fiindcă, desigur, am văzut filme nenumărate despre doctori care fac nenorociri, dar am văzut foarte puține spre niciun. Și nu mă refer numai la filme, să nu se crede că am ceva cu cinematografia. Producții ale culturii de masă, una dintre lucrurile fundamentale ale secolului 21. Așa e. Producții ale care să arate medicii performanți, care salvează vieți pe capete și care uneori în condiții improprii sau chiar cu sacrificiu de sine merg mai departe și redau vieții și familiilor oameni. Noi vedem numai pe ceilalți, pe care îi promovăm cât putem de mult. Asta are două tendințe. Unu, cetățeanul văzând numai asta, extrapolează și spune, deci toți sunt așa. Doi, medicul bun, la un moment dat spune, păi la ce bun? Desigur, e jurământul lui Hipocrat și mulți mai departe. Dar la ce bun? Fiindcă orice fac, tot aia sunt. Reflectarea socială, pe care n-am inventat-o noi, au inventat-o de mult niște oameni, pe la roman, pe la greci, chiar înainte. Proza istorică romană, la asta folosea. Mitul lui Mucius Scevola, ăla care a pus mâna dreaptă să-i arde în fața lui Porsena, ca să-l sperie pe etrusc să părăsească asediul Romei, noi nu știm dacă a fost reală sau nu, că habar n-avem, că n-aveam stenograme și nici camere de luat vedere atunci. Le știm într-o proză istorică. Acea proză istorică repetată și răzrepetată și răzrepetată a creat mitul eroului cetățean pe care s-a fondat Roma modernă. Imperiul Roman, statul, Republica Romană și apoi Imperiul Roman. La fel cum miturile grecești, la fel cum poveștile eroice chinezești au fondat societăți. Care sunt poveștile noastre eroice? Asta voiam să vă întreb. Problema este că
fiți convins că dacă vă uitați în jur găsiți așa ceva. Mm. Eu țin minte o poveste extraordinară din pandemie, când o jandarmeriță tânără, care oprea pe toată lumea, țineți minte atunci, mașinile se opreau, a oprit o mașină pe dreapta și l-a legitimat pe omul ăla și ăla a arătat că e medic ieșit din gardă. Și e rupt de oboseală, medic COVID ieșit din gardă. Și femeia a luat drept și l-a salutat cu mâna la chipiu. Mie, aia mi se pare o scenă care trebuia dată de 100.000 de ori, nu pentru a susține că vaccinul e bun sau rău sau că COVID-ul e cum trebuie sau nu trebuie, ci pentru a celebra efortul uman. Dacă vrei să ai eroi, trebuie să-i promovezi. Dacă vrei să ai nenumărați oameni care se duc spre o anumită direcție, trebuie să arăți acea direcție și să o încununezi cu anumite valori. Putem să mergem în zona odioasă, Uniunea Sovietică. Eroul muncii socialiste sovietic este tot o creație propagandistică al cărui scop era ridicarea cetățeanului sovietic obișnuit la un rang înalt. Corect. Uite că se poate. Pentru că apoi să te uiți în partea dreaptă la star sistemul american, în care ce ți se pune? Cine era Bruce Willis? Un tip oarecare obișnuit, dar care prin muncă, talent și abnegație a ajuns, uite sus, uite ce de vastă frumoasă are, uite ce ac frumoasă are, poți și tu. În special prin muncă. Whatever. Da. Prin demers. Uitați-vă la denumăratele filme americane care ne curc acum pe ecranele noastre despre underdogs. Da, da. Persoanele care, Cinderella Man, underdog, oameni care de fapt erau nimeni în societate, dar prin efort, prin voință, prin abnegație, ajung să atingă un punct. Poți și tu. Unei societăți trebuie să spună asta. Nu-i spui asta? Avem cenușiu din sondajele de opinie. Cum facem asta? Cum începem ciclul ăsta de povești de succes, de mituri noi sau vechi, reantrenate? Unu, nu începem noi doi. Noi ca societate. Nu noi societate. Este vorba de o anumită viziune pe care trebuie să aibă, pe de o parte, managementul politic și pe de altă parte, elitele culturale și elitele intelectuale ale României. Pentru că dacă vreți să dăm timpul în spate cu 20 de ani, 10 ani a fost Traian Băsescu, care numai de unitate, despre unitate n-a fost vorba. Nu, din contra, trebuie să învățat cu... că Parlamentul e inutil și că trebuie să tăiem din exact. Membrii. Și, bun. De ce le e frică, nu scapă. Da. După aia au venit 10 ani de Iohannis, 5 împotriva ciumei roșii, 5 cu ciuma roșie. Împotriva altcuiva cu ciuma roșie. Da, bun. Cine știe ce alți 10 ani urmează? Adică, numai despre coeziune nu e vorba în România. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, dar încă o dată, în general... Adică cum forțăm noi ca societate lucrurile astea până la urmă? Să-mi termin ideea. Da. Că vreau să nu sună altfel decât sună. În principiu, este foarte prost să sugerezi media să facă ceva. Nu e bine. Să fie în ultima instanță, media trebuie să fie... O iau și personal. Da, normal. Nu e cazul. E ca aia cu face știri pozitive. Da, exact. Povestea cu știrea pozitivă sună foarte prost într-o anumită direcție. Da, și mai ales depinde cine e emitentul acestei idei. Dar nevoia de știri pozitive, vă e clar că este necesară. Sigur. Și v-am dat exemplu acelei știri cu jandarmerița care a salutat, salutat. Am văzut un spot de publicitate la TV cu acel bătrân de care râdea lumea pe stradă până când așa în ploaie, mă rog, ăsta și până la capăt se duc să vadă că era veteran de război. Și se aliniază toți aia care râdeau de el și îl salută când trece. Desigur, era o reclamă la un produs, nici măcar nu știu produsul. Am reținut povestea fiindcă mi s-a părut interesantă. Și pot să pun o întrebare totuși. Au cam murit veterani. Știți că noi am avut totuși da, niște mai oameni. Sunt, mai este o mână. De ce știm puțin de ei? De ce nu vorbim despre totuși niște oameni care, cum să vă spun, au făcut ceva clar, palpabil, cu riscuri foarte mari? De ce nu auzim aceste povești? Haideți să vă mai spun o poveste. Că, știți cum e, vorbim, dacă tot ne vin idei. În urmă cu vreo lună, domnul prim-ministru, nu era prim-ministru, era deja fost prim-ministru Ciucă, a declarat că el n-a fost în nicio țară străină, fiindcă lui îi place să facă concediu în România, că România îi se pare nu știu ce. Și a ieșit un domn. Grădina Maicii Domnului. Grădina Maicii Domnului. Bun. Grădina Maicii Domnului. Este o poveste foarte interesantă. Da. Bisericaniu și așa mai departe. Da. Ok. Și a ieșit un domn, n-am nimic cu domnul ăla, să fiu înțeles, care a zis că s-a săturat de patrioții ăștia de carton, care spun și drept și nu știu ce. Bun. Problema este următoarea. Domnul Ciucă nu știu cât de bun politician este. Dar sigur a fost general român în câmpul de bătălie. Deci a fost pe front. Unui om care a fost pe front și are stele pe umăr în uniformă, nu poți să-i spui că e patriot de carton.
Niciodată, nicio țară a lumii. În mod normal, poate domnul ăla avea dreptate în legătură cu, sau nu avea dreptate, mă rog, în legătură cu declarația lui Ciucă că nu face vacanțe și de ce să spunem asta. Dar niciun caz n-avea voie să facă acest tip de abordare. De ce? Fiindcă domnul Ciucă este unul dintre puținii militari români, puținii, slavă Domnului, slavă Domnului. Nefăcuși general la apelul... Dar a fost în... Da, a fost pe front. Pe front. Da, în teatrul de operație. Un om ca ăsta, dacă în America ai face așa ceva, ai avea mari probleme să mai există în spațiu public. Da. Bun. Problema nu este că domnul a spus ce a spus. E treaba lui, e libertatea de expresie. Problema e că nimeni nu l-a apărat pe Ciucă, nu politic. Și pe apărarea uniformei. Da, vedeți dumneavoastră că ăsta e și talentul nostru, să relativizăm orice. Da. Însă, să ducem în derizoriu orice. Știți cum e? Dacă niște voci care contează, și România are voci care contează, dar vocile alea care contează, spuneau, domnule, nu-mi place Ciucă. Nu-mi place că nu-mi place. Nu mi se pare un politician. Domnule, dar vă rog frumos, respectați uniforma lui, respectați stele de pe umăr, respectați riscul pe care l-a avut acolo, fiindcă așa îi respectați pe cei care sunt și acum acolo. În aceeași uniformă, cu aceleași riscuri și vă reprezintă țara acolo. Ori, aceste lucruri ne lipsesc. Eu când spun știre pozitivă, la asta mă refer. Am înțeles, dar celebrea... nu propagandă pozitivă. Bun să spun, să lăudăm pe nu știu cine că am împlinit cincinalul în 4 ani și jumătate. Nu. Eu mă refer la aceste lucruri. Ori lipsa acestor lucruri, deliciu n-a găsit mizeria. Da, desigur, putem găsi mizerii oriunde. Poți să găsești mizerii oriunde, să știți că am voie să spun asta. Am văzut ieșit din blocul Trump în Washington un șobolan atât de mare. Sunteți anti-american. Sunt anti-american, anti-Trump, pro-democrat și în principiu îmi place de Kamala Harris. Deci, da, bun, nu? Mizeria o găsești oriunde. Sigur că da. În minunatul oraș Washington, atât era șobolanul. Și culmea, unde a fugit? Spre Casa Albă. Era am, și putea, de Putin. Am putea spune că tot ce vreți. Da. Mizeria se poate vedea oriunde. Mm-hmm. Interesant este cum reușim să vedem partea cealaltă. Partea aia cealaltă, astfel încât atunci când te uiți la televizor o secundă, să nu mai simți că apasă pe tine nenorocirea, chiar dacă poate e prezentă, ci să simți și un pic altceva. Știți cum e? V-am spus la începutul discuției noastre, nu sunt mândru că sunt român, fiindcă n-am de ce să fiu mândru pe treaba asta, că n-am niciun merit. Sunt bucuros că sunt român și vă rog să mă credeți, găsesc mereu motive de bucurie. De la cele mici la cele mari. Desigur găsești și înumerate motive de nervi. Infinite motive de nervi. Că n-ai cum, că trebuie să fii o țară care furnizează din plin acest lucru. Dar totuși, eu ca om public, cât sunt de public, nu cred că e necesar să mă duc să-mi revărs toată frustrarea mea, justificată sau nejustificată, la televizor, când poate mai bine ar fi să-mi spun ceva bine. Uite, domne, m-am simțit pentru bine că acolo. Suntem aproape de final, domnule Tudorescu. Cum arată România aia frumoasă a lui Bogdan Tudorescu? Cum arată? Da. Păi arată așa. Arată în primul rând... Uite, facem noi exercițiul ăsta pe care ar trebui să facă elitele politice, intelectuale ale țării. Arată prin... sute de locuri frumoase care se pot vedea, arată prin nenumărate construcții minunate care există în țara asta, arată prin peisaje, arată prin oameni, arată prin talent, arată prin muzică, arată prin cărți, arată prin poezie, arată prin filme, noi, mai noi sau mai vechi, arată prin piese de teatru, mai noi sau mai vechi, arată prin prietenii cu care stau la masă și care tot sunt din această țară, arată prin cârciumi în care se mănâncă mai bine ca în multe părți din lumea asta, arată printr-o bucătărie excepțională care ar trebui să ne singularizeze între țările lumii. Arată prin apusuri minunate, arată prin răsărituri minunate, arată prin râuri care încă sunt curate, arată prin zone de munte frumoase, arată prin plimbări prin parcuri, arată prin mișcare cu mașina pe niște drumuri de țară ușor hârdupăite, dar cu case frumoase în stânga și în dreapta, arată prin ce vreți dumneavoastră, arată prin cărți deștepte scrise de români, arată prin nenumărate multe lucruri, inclusiv arată prin bucuria de a avea pe cine trebuie la tine acasă, de a avea niște părinți la care te uiți cu dragoste și cu respect, de a avea un cimitir pe care să-l îngrijești cu dragoste, fiindcă acolo stă cineva a care contează. România este tot. Obișnuiam să spun când eram foarte mic că fiecare român se naște în propria sa Românie. Trăiește în propria sa Românie, se deșteaptă în fiecare dimineață în propria sa Românie, se dezvoltă, crește și atinge niște culmi în propria sa Românie și la final moare în propria sa Românie. Rostul managementului politic este să adune aceste românii diverse și să facă una mulțumitoare pentru noi toți. Frumos spus. Chiar m-ați mișcat. Care este stereotipul care vă enervează când vine vorba de România? Că românii sunt, două puncte. A. Și fiecare să ne înghesuie într-o... Românii nu sunt. Sunt de fiecare în parte cineva. Da. Poate că e bine să începem să și fim la oaltă.
Să funcționăm la oaltă, da. Să compunem... Deocamdată, la întrebarea, în ce cred românii, nu, eu intuiesc în ce crede românul. Mm-hmm. În ce cred românii, trebuie niște oameni să lucreze la treaba asta. Uite un proiect de țară. Desigur. Dintotdeauna. Vine anul 2024, tocmai bun pentru un proiect de țară în care, care să adune, uite, micile românii de care vorbeați și să facă o Românie mare. România fiecărui român. Nu în sens propagandistic, ci în sens realist. Exact. România fiecărui român. Meditați la asta. Vă mulțumesc, domnule Teodorescu, pentru această discuție. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. S-a mai terminat o ediție. Vă aștept pe data viitoare la final.